Har, pace și binecuvântare tuturor celor care iubiți Cuvântul lui Dumnezeu și această emisiune, Pilda Zilei. Astăzi, în toate bisericile ortodoxe, s-a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu și despre îngrijorările vieții. Iubiții mei, Domnul Isus ne spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Aș vrea să mă întreb, atunci când ați fost invitați de către cineva să căutați ceva împreună sau când ați pierdut ceva, ce v determinat să începeți să căutați acel lucru? În primul rând, ați avut o dorință fierbinte de a găsi acel lucru. Apoi a fost o voință. Apoi a fost energia pe care ați depus-o în timpul căutării. Apoi a fost o determinare și o speranță continuă că sau după un timp veți găsi acel lucru. Iubiților, un minim efort nu prea mare ni se cere tuturor pentru a găsi împărăția lui Dumnezeu un efort dincolo de problemele și îngrijorările vieții dincolo de nevoile cotidiene dincolo de tabieturile pe care fiecare le avem dincolo de ceea ce suntem în viața de zi cu zi. Împărăția lui Dumnezeu este ceea ce trebuie să căutăm și odată găsită nu mai trebuie să o lăsăm din brațe. Așa cum dreptul Simeon l-a primit pe Iisus în brațe, așa cum Domnul nostru Iisus Hristos și-a luat crucea în brațe, și nu a mai lăsat-o până când nu a adus mântuirea în lume. Împărăția lui Dumnezeu, iubiților, este o nevoie fundamentală. Împărăția lui Dumnezeu ne-a adus-o pe pământ Fiul lui Dumnezeu. Ea este accesibilă de către ori și cine. În dreptul fiecăruia care își propune să o găsească, ea este de găsit mai devreme sau mai târziu. Iubiți frați, haideți să punem priorități în viața noastră și una dintre ele este găsirea împărăției lui Dumnezeu. Să nu vă gândiți că va începe dincolo după ce vom pleca în veșnicie Împărăția lui Dumnezeu trebuie trăită de aici, de pe pământ, din această clipă, de acum, de când auzi acest mesaj. Domnul Isus Hristos, să vă ajute tuturor să o găsiți, și după ce ați găsit-o, să vorbiți tuturor despre frumusețea și importanța de a te simți. În împărăția lui Dumnezeu, amin. Isus cu voi și voi în împărăția lui Dumnezeu, amin.